Vă salută, fratele Cunac, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast pe acest canal. Astăzi l-am alături de mine pe nimeni altul, inegalabilul Sparcactus. Prea mult înflorești. Te salut. Trex, Marian, cum vrei să zic? Cum dorești. Cum dorești? Cum dorești. Cum simt, o să zic. Talentată. Bine ați venit la un nou episod de podcast, l-am pe Marian, a.k.a. Trex, pe YouTube, alături de mine. Și vă invit să urmăriți acest podcast. Sper să vă placă, să-l apreciați cu un like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal. Follow pe Instagram acolo, la Cunac Oficial și la... Trex. Scuze. Nu, ce poți să zici? Instagramul tău. Scuze-mă. A, nu. Băgăm. N-am treabă. Stai liniștit, gen. Nu se taie nimic, băieți. Suntem, deci noi, mă, trebuie să-l înțelegem și pe el că a dormit și el cât ai dormit. Aproape deloc. Deloc. Deloc, ca să aproape deloc, ca să poată să vină. Apreciez, mai batem până o dată. Vrei să Maria... mă reclam acum? Da. Bine, eu l-am aici, dar nu vreau să-l zic eu. Vreau să-l zici tu din gura ta. Pe Instagram, Marian Trex cu 2DX. Dar de ce nu cu 3? Să o menținem așa. Să o menținem, frumos. Știi cum am avut eu prima dată Instagram-ul? N-am idee. N-ai idee? Îți zic. Da, mă crezi. Bine, poți să arăt după aia. Jegosul suprem. De ce? Așa, gen, am avut și când mă întreabă foarte multă lume, uite, mamă, deja ne-am băgat într-o discuție. Fii atent. Am avut pasiunea asta să mă duc în galerii, știi? Cu galeria, mai exact cu Steaua. Și mă duceam cu băieții de la Steaua. Și acolo am fost la un meci, la un moment dat, juca Steaua Rapid, pe Național Arena. Și bineînțeles că galeriile intră mai devreme, mai ales peluzele, intră mai devreme pe teren, ca să nu se bată între ei, să vină restul lumii după aia. Înțeleg. Și intrasem, noi eram pe tot stadionul Național Arena, care are mii și mii de locuri, că nu știu cât exact, cât are, 70.000, 60.000, cam așa. Și intrasem noi într-o peluză și într-o peluză. Știi cum e la fotbal, da? Opuse. Nu le ai cu fotbalul. Nu le am acum, okay. Ce-mi zici tu, da. E... Deci, în capul terenului o peluză, în capul celălalt terenului o peluză. Înțeleg, da. Și eram destul de mulți, și noi și ei, gen, nu știu, câteva mii de oameni fiecare. Și s-auzea, fiind terenul, gen, fiind stadionul gol, că nu erau alți oameni pe acolo, ne auzeam între noi. Și la un moment dat i-au luat rapidiștii, i-au luat o portavoce și început să-i fac chestia asta, strâng bani, știi? Și au început să facă la mișto, banii jegoșilor, banii jegoșilor. Știi, și a fost o caterincă așa, după aia, la câteva meciuri de la noi, un băiat din galerie zicea chestia asta, băi jegoșilor, băi jegoșilor, știi? Era vorba asta, băi jegoșilor. Și mi-a plăcut mie și am zis și eu la un moment dat pe live și ăștia au râs așa, zic că băi, jegoșilor, dați-mă like, jegoșilor. Și așa, asta e așa, pentru că v-am zis vouă jegoși, bine că nu am avut tendința să-i numesc jegoși, că fiecare își alege câte un nume, își alege câte un nume al comunității. Și n-am zis să le zic jegoși neapărat, eu nu le-am zis mai niciodată cumva, adică am avut asta cu conaci, m-am dus în niște zone, dar a fost vorba asta cu jegoși și am zis, bă, eu sunt jegosul suprem. Și mi-am tatuat pe burtă, uite aici, în stil Tupac. Bine. Wow, deci ai dus-o la extrem, da, foarte tare, e mișto. Și la un moment dat, mi-am dat eu seama așa că, bă, da, încep să cresc pe YouTube, încep să vină cifrele și încep să vină și sponsori, nu? Bineînțeles, oameni care vor să colaboreze, corect, dar cine s-ar asocia cu jegosul suprem? Poți să ai tu cifrele lui mama și lui tata. Cine s-ar asocia? Tu te-ai asocia? Depinde acum interesul. Da, pentru unele firme, numerele sunt în față. Da, corect, dar e jegosul suprem, știi? Și un fapt definitoriu, mamă, bă, dacă mi-ai pus masa asta pe mine, bă, băieți, stați un pic așa să vedeți. Vedeți de la podcast la podcast că îmbunătățim și băgăm și facem și trecem. M-a pus la masă, picior peste picior, pe scaun de ăsta frumos, nu dăm nume că nu se vede oricum. Și deja mă simt, vezi, cu definitoriu. Am fost la Bucharest Gaming Week. Acum 2 ani când s-a ținut sau ceva de genul. Anul trecut sau anul trecut? Nu mai știu când s-a ținut BGV-ul. Mă rog. Și am fost la... acolo se ținea un concurs ceva și am participat noi vreo 4 youtuberi. Genul trebuia să tragem de o sfoară și câștigam niște premii. Și noi premiile alea le-am dat la copii, că nu puteau copii să câștige, știi? Și am participat noi acolo. Și luasem cel mai mare punctaj și la un moment dat aveai top 5 pe un... pe un ăsta mare, pe un ecran mare, scris acolo, echipele, știi? Și am participat de 2 ori noi. Prima dată cu echipa noastră și am scris că nu era Neveu acolo, că era prieten cu noi, e prieten cu noi, dar nu era acolo. Și am scris echipa Vidili, de la Videle, că de unde stă el.
Și după aia am mai participat odată și am luat primul loc. Ne-am devansat tot pe noi. Și am pus acolo echipajul goșilor. Și ne-au dat premiile, le-am dat la lume și au spus: vă ștergem că nu putem să punem așa ceva acolo. Pe bune? Da. Wow. Era un, un brand de telefonie care începe cu V, se termină cu Vodafone sau Odafone, cum se zice. Și am zis: bă, nu putem să punem echipaj de goșilor acolo, că e, na, nu dă bine estetic. Înțeleg. Și mi-am dat seama asta pe la vreo șeie. Adică eu știam treaba asta că trebuie să schimb Instagram-ul. Când am început să creez și mi-am dat seama, zic: bă, nu, trebuie, dar nu m-am îndurat foarte mult. M-am făcut tatuajul, mi-am făcut tatuajul frumos pe burtă, am mai stat și după aia am zis: bă, hai că schimb. Și am venit cu niște idei, ce variante aveam, că conacul simplu era luat. Știi? Nu-l avea nimeni, dar nu puteam să-l folosești, la modul ăsta era luat. Nu puteam să-l folosești, nu știu de ce. Nu mă lăsa să pun. Și zic, cu ce să vin? Cu AM conacul, cu mare AM Bogdan Pan? Adică, da. Ce să zic, The Real conacul? Conacul real? Înțeleg. N-am putut să vin cu nimic, știi, că lumea nu prea mă știe după numele meu, pe Neculae, Alexandru sau Iulian. Și am zis: bă, conac oficial, de ex un cântăreș, cam pe ăștia își pun chestia asta. Da, și am scris despre conac oficial. Cum? Zic despre asta de cântăreți, cam ei și o ard cu oficial. Te-am arătat piesa, ai râs. Bine, ai zis din obraz, ai zis că e chiar bine. Ok. Ți-am zis. Băi, bine, noi am intrat direct în pâine. Marian, a.k.a. Trex, câți ani ai? 22. 22? Puștan. Ei simțit? Sau acum simți că începe? Depinde pe ce parte mă întrebi. Și la asta mă refer ori cu viața mea strict de ale mele sau cu partea greutatea asta de om matur. Ai văzut că ai responsabilități. Asta e, vreau să zic. Stai singur, că nu știu dacă stai. De pe la vreo 17-18 ani. A, deci ai început. Ai început să stai singur. Oarecum, în același oraș cu părinții, case diferite. Păi și asta zic, gen, te apasă un pic chestia asta la 22, cum te simți? Uite, de exemplu, la 26, stau la casa mea, sunt realizat pe toate planurile, așa, sunt mulțumit, nu realizat neapărat, că omul realizat când își pune niște țeluri. Dar am foarte multe responsabilități. Casa, animalele, n-am porci. Am doi căței, un bulldog francez, un dobernești german, așa îmi place să zic, e ciobănești german, lupul, tată, clasicul lup, și o pisică. Aș fi zis să-i o fac Sphinx, ca să înțelegi, că nu știu ce nație. Și Sphinxul? Da. Așa, e, o să fac pe asta. Pe asta, scuze-mă că te-am întrebat. Pe asta vreau să o achiziționez. Da? Da, îmi doresc un animal de casă. Și... păi să știi că eu mă pregătesc să tun pisica mea, că are păr, mă, frate. O tun și o epilez. Da, mă, m-am gândit eu, ia stai un pic așa. Cu ce se diferă, cu ce diferă chestia aia, nu? Pe de-o parte, da, acum nu știu rezultatul. Fizionomia, lasă-mă că-i bag botox la pisică și nu știu cum o fac, o țugâiesc la față așa. Deci pisica asta, Sphinxul despre care vorbim noi, e cheală. Da, știu. Și știu. Cu mașina o fac frumos, am de aia pe care mă îmbrăbăresc eu frumos, mă apuc de ăsta frumos, îi luac și un ciucur la barbă așa. Leu direct. Altceva, știi? Și fac un pic de botox și mi-am făcut Sphinx. Dacă vrei, mamă, fata aia, mama mai acasă, știi câte fată, mamă, la 3 luni fac câte 5 bucăți. Dacă vrei să cumperi ieftin, 50 de milioane. Vorbim afacere direct. Vorbim după podcast. Gata, mă. Mi-am făcut afacere nouă. Mamă. Bă, taia, mă, că mă simt prea bine, ca să nu zic. Hai să zic o chestie, dar am pățit-o. Trebuia să fie podcast și m-am întâlnit cu el și vorbesc doar eu, știi, mă. Da, dacă vrei vreodată să vorbești cu el sau să te uiți, să știi că se poate, că noi vorbim și cu regia. Stilul Bobonete Măruță. Fără întrebări despre bani, ca la Măruță. Bă. Da, concurență, corect. Nu o să tai nimic, asta ne-am știut. Deci fii atent. Eram mic și mi-a adus mama, primul meu animal de companie, a fost un câine de ăsta, de pe stradă. Tatăl meu când a lucrat la un moment dat vidanjor, știi? Scuze-mă, te ascult, sunt numai la tine, doar vidanjor. Și într-un canal căzuse un pui de cățel și tata l-a salvat și a zis: bă, dacă tot l-am salvat, îl duc acasă. Unde să-l duc? Că nu putea să-l lase pe stradă. Și l-a adus mie. Orice om normal, copil, pe la vreo 7 ani sau cât dacă dracu aveam atunci, i-a pus numele Skippy. Sună bine, e ok. Pentru animal. Ar putea face și YouTube. Da. Zic. Bun. Și cablul de la valieră să-l ascunzi. Așa. Și după ce am luat câinele ăsta, am avut grijă de el, am crescut și a venit mama cu un
caniș, tată, pui de caniș. Canișul frumos. După asta s-a mai venit o posibilitate și avem și un bișon. Frumos, nu? Bișon și caniș. Erau puffy, fluffy, așa. Și am descoperit eu ocazii. Ce? Ocazii. Ocazii? Site de vânzare, tată. Ok, gata, știu. Nu. Băi, și ce crezi, ce... Da, mi-au făcut primii pui, i-am dat pe toți, am pus că erau fluffy așa și după aia, la un moment dat, bișonul mi-a murit. A rămas doar fata caniș. Și fata caniș mai scapă așa pe stradă, așa că, da, la curte, ce să faci, cum stăteam la bloc. S-am pui așa cu vreo doi maidanezi de aia de acolo. Mă, și-au ieșit pui de caniș. Și mi-am dat eu seama, băi, eu aș putea să-i vând pe ăștia. Zic, ia stai să-i vând eu, că mi se pare normal să fac și eu un ban cinstit. Dar el nu era caniș, că era făcut cu maidanezul. Și am băgat frumos pe OLX anunț de caniș, caniș, tată. Și a venit una tocmai din Cluj, bă, băiatule. Țin minte, m-am văzut cu ea la biserică, la Pantelimon, acolo în fața la biserică, că s-a supărat un pic Dumnezeu. I-am dat puiul, că el până la 3-4 săptămâni sau o lună, când îi pare fluffy așa, îi zici că e nația lui. Da. Dar după aia când crește, te speri. Și de aia zic că dacă îl ia omul la 3 săptămâni, o lună și îl ține încă 2 luni, după aia vede că nu e caniș, zice, hai la asta, bă, că m-am atașat de el, știi? Adică nu-l mai doare așa tare. Dar vezi, am făcut afaceri de mic. Și la, nu știu, aveam 13 ani, 12 ani. Asta urma să te întreb, la ce vârstă ai făcut, da, chestia 12, asta? 12-13 ani aveam. Bă, ce bine mă simt la podcast la tine. Așa am avut impresia să zic, gen. Și acum vreau să-ți fac, uite, să-ți vând ție pisica. Dacă vrei, o tund. Hai că dau mai ieftin, 55. Trebuie să vii. Vorbim să-mi după, da. O să o menții chiar. A, bine și el. A, dar păi... chiar asta nu, nu-i crește părul? La Sphinx? Da. Nu știu. Are un puf. Nu am avut niciodată, nici nu. A, vrei doar să... Ele, nu, îmi place, care au, mă, îmi place maxim ori pisică de genul, ori un husky, cam între astea două uștile. Mamă, husky-ul, eu am buldog francez. Dar să văd, abia am grijă de mine, eu cu un animăluție. Am cu buldogul francez, deci nu. Copil mic, aproape. Wow. Ce, nu știu. Dar dacă zice cineva, ia-ți buldog francez, îl bat, să nu-și ia. Îi dau eu, nu știu, îi dau eu 2 milioane de la mine, doar așa, ca fapt de... Nu-ți lua, mă. Bă, deci mănâncă, cacă, pișă, se joacă și doarme. Atât. Copil, exact. Nimic nu face altceva. Bine, că nici alte așteptări. Ce să fac? Nu, bă. Dar dacă nu-l bagi în seamă, mamă, o expresie facială, facială sau la ei, ba, da, tot la ușa, față, bot. Stași, bleag, mori. O să te arăt după asta. Bun, ne-am luat la vorbă și nu vreau să vă pierdem în treaba asta. Marian, a.k.a. Trex, 22 de ani, original din? România, aici m-am născut. În zona... ce oraș? Cernavodă, Dobrogea, zona Dobrogei. La mare, acolo, aproape. Te mai atrage marea dacă te-ai născut la mare? Sincer să fiu, nu m-a atras niciodată. Adică n-am avut o chestie directă, gen apă, chestii. Nici nu știu să not, la modul ăsta. Adică nu am fost atras de loc. Ești de la Dobrogea și nu, gen, în zona aia Dobrogea mare și nu-ți place? Ok, bine, dar nu ar fi o condiție neapărat. Bun, și acum stai în Constanța, zic bine? Cernavodă. Tot în Cernavodă. Cum e orașul? Cum e? Mare, mic? Am auzit de el, știi, toată lumea de Cernavodă, știi, dacă te duci la mare, tot treci pe acolo și vezi Cernavodă, da? Cred că în jur de 18.000 de locuitori. Deci micuț. E mai mic ca Pantelimonul. Unde stau eu? Nu știu. Sunt era undeva la 20.000 acum câteva... oraș lângă București, știi? Gen fix când intri din Pantelimon, intri în București. Sunt 2 km până la Pantelimon. Bun. Cernavodă. E un oraș care are de toate, adică e super ok. Oricum, da. Hai ce să faci. Băi, facem YouTube amândoi. Că de acolo te-am găsit de pe YouTube. Mă uitam random, vrei să știi cum te-am chemat? Chiar sunt curios. Cum am ajuns să dai mesaj să... Deci fii atent, mă uitam pe YouTube pur și simplu. Și eu mi-am zis, zic, bă, am văzut că face foarte multă lume podcast acum așa. Adică s-au apucat foarte multe persoane cunoscute, da. Că ziceam și la început, ce au venit cu echipamente, cu investiții și mii de euro, adică bag oamenii, bag într-un clip. Și am zis, bă, eu o să mențin linia asta mea, pentru că eu nu am întâietate, nu știu, să schimb o, hai să zicem, nu știu, o Delia, un Bendeac, eu nu pot să schimb cum îți cheamă altul. Dar în schimb zic, bă, eu sunt YouTuber, gamer, pe partea asta, altă zic că aș putea să vorbesc cu oamenii ăștia care sunt și cunoscuți și mai puțin, că eu nu am chemat doar oameni cunoscuți, știi? Adică am și episod de podcast cu un băiat care e tatu artist, nu știi, avea 1000 de urmăritori. Iar primul om la podcast, gen tot așa, 1200 de 1500 de urmăritori avea atunci, știi?
Adică am chemat oameni normali, îmi place să discut ideea asta de podcast. Și am zis, zic, bă, am văzut că s-a umplut piața asta de podcast și zic, hai mă, să văd pe cine mai vreau și eu la podcast. Că mă uit și după om așa, dacă îmi place, dacă nu-mi place. Păi ești drăguțel așa. Mulțumesc. Și și mai am o tentă de gheuț. Nu, e că n-ajung cu mâna până la tine. La spuneam, te mângâiam un pic. Sau o arunci așa, nu? Bun. Și am zis, zic, bă, hai să mă uit. Și mă uitam și la majoritatea oamenilor care sunt pe... pe partea asta cu gaming. Știi, știu pe majoritatea care sunt pe CSGO, cum e Balaș, cum sunt Jaxi, cum sunt oamenii pe care am mai vorbit sau ne știm. Și zic, bă, chiar să văd cine mai e. Și am scris și eu Gaming România, pur și simplu. Și mă uitam așa la oameni. Am văzut Max Infinit, Irafael, am văzut Bercea, mă rog, mai mulți oameni. Și am văzut pe tine și zic, bă, uite, băiatul ăsta, zic, ok, face de ceva timp treaba asta, m-am uitat imediat la Despre, că ai vezi acolo, ți-a arătat. Da, ți-a arătat. Zic, bă, dar... și... nu știu, nu l-am văzut niciodată. Și zic, uite, oamenii îl știu. Zic, zic, bun, am intrat la tine pe Instagram, zic, ia uite, bă, e catchy, e băiatul mi-e, zic, îmi place de el, ia să-i dau un mesaj. Și ți-am dat mesaj, zic, bă, băiat, da, uite, uite așa, uite așa. Zic, da, super. Așa am ajuns cu tine, gen, făceam o research de piață, cumva. Înțeleg. Dar îl fac, ăsta, am vrut gamer. Am vrut gamer, știi? Urmează să aduc cântăreți, dar vreau gamer, am vrut gamer așa. Și zi, ar fi foarte tare să-ți faci o de asta gen pe diverse taguri. Săptămâna X postezi cu gamer, săptămâna. Da, 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 super ideea. Știu, 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 e foarte tare. Ce vreau să zic? Tu ce te vezi? Pe partea de YouTube vorbind acum? Sau... bă, toată media așa. Uite, de exemplu, foarte mulți folosesc chestia asta, content creator. Nu. Tu te vezi gamer direct? Sau cum, cum, când te prezinți cumva așa, legat de YouTube, legat de Instagram, că ai și niște cifre pe Instagram, vorbim imediat, cum te prezinți? Nu prea mă prezint legat de chestiile astea. Adică nu... ok, gen asta e, o vezi ca un job, dar nu ca un job să-l zici. Nu văd ca un job. A. Este o plăcere care... ok, atât. Care îți aduce niște beneficii. Am și specificat, când o să mă opresc din jucat, s-a terminat și canalul. Da? Ce okay, e deci... pe canal este cât mă joc eu. Dacă vezi un clip de 30 de minute în jocul respectiv, atât am stat în jocul ăla. Nu mă apă joc. Bune? Da. Am creat un obicei, intru în joc, filmare. Și de ce te întreb treaba asta? Pentru că unii oameni, am mai văzut treaba asta, își fac contentul pentru YouTube, știi? Și apoi se joacă și în timpul liber, adică ei n-au treabă. Păi știți, gen tu prezinți oamenilor ce faci tu când te joci, în timpul tău liber pe care îl folosești pentru a te juca, nu? Sau cam așa vine? Cam ceva de genul. Mai mult sau mai puțin, mi s-a format un stil de viață pe chestia asta. Okay. Nu știu cum și de ce. Bine, în 7-8 ani, cred. Ok. Pe asta s-a format. De cât timp te-ai apucat? De ce an faci? Aveam 13 ani. Man. Deci 13, 7 și cu 2, 9. 9 ani. Da. Bă, băiatule. Doar că în ultimul timp am lăsat-o puțin mai moale cu da, asta. Da, da. Simți că a trecut timpul ăsta, 9 ani? I-ai asimilat pe toți? A trecut foarte repede perioada până în 2018, am discutat noi înainte, da. Când am început să fac o pauză și să mă focusez mai mult pe viața mea personală. Simțeai că ți-ai dat un overburn în 2018? Nu. Pur și simplu a fost... Eram în priză total. Aici birou și aveam două fotolii de alea cu bile. Uh-huh. Birou aici, mă puneam, dormeam, înapoi la el. Adică era un flow continuu, continuu, continuu. Păi da, da, înseamnă și... că tu ai privit-o tot ca un job ceva. Era plăcere. A fost o plăcere și încă este. O simt că revine după pauza asta pe care am făcut-o și... Păi da, mă, Marian, dar fii atent, gen... eu când am întrebat pe tine, băi, ai văzut-o ca un job sau ești creator de conținut sau ești gamer, te-ai spus că e cumva un hobby, da? Mai mult un stil de viață mi s-a format de asta. Eu nu-l văd ca un job, gen, trebuie să fac asta. Așa, e stilul de viață, gen, cap chestia aia de pe online cu eat, beat, repeat, eat, fă ceva, repeat, nu? La modul ăsta ai zis-o tu. Gen, dormeai, te birou aici, făceai treabă, iar dormeai, iar te uneori trezești. Da, eram efectiv în priză cu chestia asta. Ok, bun. Te-ai apucat în 2013? Cred că pe acolo, 2013. 2012-2013, cam așa. Mamă, deci pe acolo, veteran? Pe acolo, da. Mai ții minte cine era atunci? Că știi că... Topuc? Da. Când m-am apucat, I hit Pink, țin minte, pe vremea aia. Pink, okay. Mă jucam Minecraft și filmam. Știi microfonul ăla de la Genius cu baza aia?
Tăie tata. Cu ăla așa. Ăla subțire. Da. Și gri în capăt. Da, știu. Ăla și Minecraft în 20 de FPS-uri cu fraps-ul. Și ăla a fost începutul și atunci era... Da, cine erau acum, concurenții? Ca și cum asta aveam eu și cine era top, era Hitpink atunci. Minecraft, shadere, bunie, adică plăcere să te uiți, era okay. Wow. Și altcineva cine mai era? Cine mai făcea YouTube atunci? Uite, eu nu știu de zona aia. Cred că tot băieții care sunt acum, e cel mai vechi om pe care l-am. Max, Rafael, adică cei făceau care sunt... Făceau deja? Cred, sunt și ei destul de vechi, mi se pare că sunt dinainte mea. Pe Rafael a fost cu mine, Lichiu. Ia să intrăm să vedem. Sunt dinainte mea pe treaba asta. Eu? Da, din dreapta. Deci a trosnit ceva aici, mă mai aud eu? Da, te auzi, dar okay. Te opream direct, de ce am să vorbești fără sunet. Deci okay. Hai să vedem. Hai să vedem de când e Rafa. Mamă, 5600 de clipuri, bă, băiatule, bă. El? Da. Cred că mai mult. Tu? Nu știu, dă-i... No joke! Peste 5000, hai să sigur vedem. Am, dar nu știu. 2013, 11 mai 2013. Ești mai vechi ca el. Ia-i mă să ne uităm la canal. Ăsta e primul tău canal, așa ai pornit? Nu, ăsta e al treilea canal al meu. Am uite și ăsta ai făcut și l-ai făcut pe ăsta mai târziu după alea? Da. Păi și tu ești în 11 septembrie 2014, deci un an după. Deci înseamnă că ești mai vechi. Am avut 3 rateuri. Rateuri? Ți-ai luat strike? Nu. A, 1000 de abonați, 20 de view-uri okay. Și nu-mi place ideea. A, deci asta e o variantă de să faci alt canal, dacă nu merge? Este, pentru că YouTube, dacă gen, să zicem, mai un canal, 1000 de abonați, sunt 80 activi, ți-ai făcut unul nou, îți vine 80 activi, e un boost oarecum, nu iei de la zero și YouTube te recomandă puțin mai mult, că ai deja niște oameni activi. Și da, cu Epic Shorty, ce s-a întâmplat atunci, dacă știi, și luase strike și a pierdut canalul și când l-a făcut pe ăsta, YouTube i-a dat un boost. Așa a părut. YouTube da, i-a dat un boost? Eu cred că toți creatorii i-au dat un boost. Asta da, dar eu mă refer strict la platformă, cum te recomandă. Eu țin minte, eu nu eram foarte mare, cred că aveam vreo 10.000 de abonați, cam așa, că s-a întâmplat cu Epic Shorty, maxim 20.000. Și țin minte că i-am dat și ușel pe comunitate, că știu că îl ajută cel mai mult. Deci eu știu că ajutorul pentru un om, dacă vrei să-l ajuți pe bune și vrei un YouTuber, să zicem, bă, eu, tu ești Trex, dar mie îmi place foarte mult ce faci tu. Dacă eu vreau să te ajut pe tine, nu swipe-up-ul, că ai văzut și la swipe-up, poate să ții întrebi cât, 1000, 2000, 3000, cât îți dau swipe-ul ăla, știi? Nu prea fac. În general... Asta e bine să nu spui niciodată cu swipe-up-ul, că îți dau swipe-up. Cum? Să nu spui cât ți intră pe swipe-up sau ceva? Da, niciodată. Păi nu, mă refeream la ideea asta cu... Pe swipe-up nu are același impact ca și cum tu ai dat pe canalul tău de YouTube share-ul ăla pe comunitate. Că ăla apare direct la toți urmăritorii tăi, știi? Care e activ și care intră. Și asta zic, eu atunci i-am dat share pe comunitate. Știu că toată lumea dădea swipe-up, dădea share pe comunitate și de-aia zic că poate și YouTube-ul l-a ajutat, că nu m-am interesat. Adică eu nu am făcut un bine și după aia m-am uitat să văd ce bine are el. Și da, așa l-am considerat. Am văzut clipul, a plâns, zic, bă, dar nu că a plâns, el a plâns. Zic, e munca lui, 300 și ceva de mii de abonați, zic, să pierzi canalul așa. Zic, alt om care a reușit în afară de Satana, nu știu. Doar Satana a revenit după 200-300 de mii de subscriber. Ia, nu știu, canal. Pei? Da, ei, corect. Canal pe de 200 de mii și unul de 500 de mii pe care l-a pierdut. Mă rog, nu știu. Și i-am dat un show de la pe comunitate, mă rog, nu că aș fi ajutat eu sau ceva. Și a dat cam toată lumea din care cunoșteam eu atunci. Adică au fost foarte mulți care au sărit în... Au fost, da, chiar au fost. Care au sărit în... Și știu că a făcut 100 de mii rapid. Cred că, bine, sper să nu mă încurc, dar maximum nu mai țin minte exact. Două săptămâni. Dar maxim, oricum, cred. S-a mișcat rapid. Rapid. 100 de mii. Și a revenit acum, oricum a avut și poftă de muncă și e super băiețaș. A prăsit niște chestii ceva cu el la un moment dat pe online, dar nu cred că au fost adevărate, că ar fi cerut el niște bani. La... Dar știu că a ieșit el parcă cu un clip și a spus că a făcut el o glumă la modul, faci o poză cu mine, 5 lei. Da. Nu cred că e unul care, un om să ceară bani să faci poză cu mine. Mă rog, deci tu ești vechi. Mamă. Și uite aici văd la canalul tău 270 de milioane de vizualizări. Și acum vedem și noi câte clipuri ai tu de fapt. Chiar ia sunt curios. Ia să vedem. Deci avem Irafael cu... Stai așa că mi-intră pe clip direct.
Bine, am de asta, bine să dau să capul uiți, să uit, da. Da? Deci el are 5865 de clipuri. Regulă. Și tu ai 5359. Plus deci, încă aproape 200 pe celălalt. Deci ai aproape 6000 și tu, la fel ca el. Plus, mi se pare, multe live-uri pierdute pe alt canal. Da, știu. Eram băiatul cu live-urile prin 2015. Prindeau live-urile atunci? Eram, cred că, primul din România care a început trendul ăsta de live-uri. Eram zi și noapte live stream eu. Bine, atunci am avut undeva la 400 de live stream-uri. Nu știam că există donații. Tot ce am primit din astea 400 de live stream-uri a fost o licență de Skyrim, joclețul ăla. Ah, ok. Okay. Nu prea știu cu jocuri, adică eu sunt, când vine vorba de jocuri, eu n-am încercat decât CSGO, PUBG și m-am jucat când eram mic Metin și League of Legends. Dota, te-ai jucat Metin? Te-ai jucat Metin? Level 15, făcut la câini și m-am lăsat. Nu, nu era de tine. În schimb, am jucat Cabal, care era Metin, cam era acolo, nu? Da, era cam același lucru. Bun. Și n-am pierdut vreo 7 ani. Bine, pierdut, oarecum. Bun, băieți, am revenit și noi după o scurtă pauză. Nu mai explicăm de ce luăm pauze, pentru că am zis-o de prea multe ori. Să încălzesc bateriile foarte mult și trebuie să dăm un cat. Bun, nu mai știu unde am rămas exact. Cred că la chestia asta cu clipuri, că ai foarte multe clipuri, nu? Da. Acolo, bun. Deci, el are un duel să așeze apa cât mai bine. Am probleme cu simetrie, cu chestii, da. Ok. V-ați găsit, v-ați găsit. Cum? Uite, am o curiozitate mai mult așa. Cum se simțea treaba asta în 2012, 2013, 2014, 2015 atunci? Foarte, că era foarte, foarte la început. Acum ți se mai pare ok, băi, ești YouTuber, faci YouTube și astea. Dar cum te asimili la lumea? Gen, aveai același impact la oameni? Sincer, mă întreb de părerile lor în urma ceea ce făceam. Da, și părerile, da. Dar cum asimila lumea treaba asta? Am avut un feedback foarte ok. Primul meu clip avea 82 de view-uri cu 16 like-uri și ceva comentarii. Aveam prieteni pe Skype era atunci și ne jucam pe servere de Minecraft, CS, Team Fortress, ce era pe atunci, ce ne duceau calculatoarele în mare parte, că cei cu care mă jucam eram din familii normale, nu aveam ultimele generații de... Și pe Skype am postat clipul și am început să le dau, știi? Și a fost feedback foarte ok, adică lumea te susținea chiar dacă aveai, să zicem, microfonul de pateu și na, și aveai toată calitatea. Pe asta zic, era la început și lumea prea avea standarde, știi, cumva, nu? Exact, da. Acum s-au ridicat standardele, o cameră, un microfon, ai văzut cât investești. Și aia e faza, când îți investește competiția sau omul care e în competiție cu tine pe nișă, trebuie să investești și tu, știi, că practic îți ridică standardul. Și lumea te recunoștea pe stradă? Cum a fost? Cum te-ai simțit când te-a recunoscut primul om? Dar primul om să știi tu că nu te așteptai și te-a recunoscut. Bă, uite. A fost mereu o bucurie interioară, ca de copil. Da. Era așa ceva, nu știu să o explic. Nici eu nu știu, nici acum, gen, care n-a să mai întâmplă. Dar era wow, era plăcut și încă este plăcut. Corect. Te recunoaște lumea pe stradă? Cred că toți copiii, gen 10-15 ani, chiar dacă nu mă salută, 100%, mă știu, din oraș, de la mine mă refer. Da, da, da. Dar, da. Și cum ți se pare treaba asta? Ok, deja e normală. E normală, nu? Toată lumea te salută, îți faci o poză și pam. Da. Nice. Bun. După cât timp ai investit tu așa bani? De la început. De la început ai investit bani? De la început. Ce înseamnă investiții la început? Vorbim de 2012, 2013, 2014, pe acolo, da? Da. Ok. Ce înseamnă investiția? Ce înseamnă investiție și cum făceam rost de bani? Da. Vindeam lucruri din casă, la modul... Wow! Chestii de ale mele, uneori avea... Pentru YouTube, deci ai făcut sacrificii, mă? Extrem de multe. Pe partea asta, care e cel mai mare sacrificiu pe care îl consider tu că l-ai făcut pentru YouTube? Ar fi odată, s-ar înțelege că regret, deși nu regret, mi-am dat perioada 12-13, cea mai dulce, 18 ani. Oarecum și pe partea asta mi-a schimbat și gândirea, pentru că dacă aș fi continuat să ies pe afară în mediul care era, vedeam așa, asta e aici pentru că e aici și toate se fac așa pentru că sunt așa. Dar, dar având partea asta de online și obișnuindu-mă cu jocuri, ai observat că în jocuri poți să faci ce vrei tu. Da. Încep de aici și deja trebuie să înțelegi ce
pași trebuie să urmezi ca să ajungi unde vrei. Uh-huh. Și oarecum chestia asta mi s-a format și în viața de zi cu zi. Nu văd nicio barieră în absolut nimic. A, deci, în absolut nimic. Deci înseamnă că... parte de internet. Te-a ajutat foarte mult mental pe tine să faci extrem asta. De mult. Te-a evoluat. Extrem de mult. E bine. Să știi că nu mulți oameni ne aud să zică treaba asta. Și am făcut deja, ești a 26, a 27-a persoană la podcast. Și de la jocuri am început să mă joc Minecraft și după ulterior am trecut la Scrap Mechanic, care este un fel de Minecraft, dar poți să faci N sisteme. Și chestiile astea, nu știu dacă ai văzut, setup-ul este făcut de mine în întregime. Tăiat lemne, tot. Da. Toată camera e gândită. Uite, și eu sunt lucrată. Un om, fii atent, eu sunt un om care sunt blăimuiesc așa, nu-mi place deloc Minecraft-ul. Nu m-am jucat niciodată și nu m-aș juca. Și motivele pentru care zic treaba asta sunt câteva, unul principal de fapt pe care mă ghidez. Bă, mi se pare un joc nu de copii. Ba nu neapărat, nu prea știu ce definește un joc să zici că e de copii sau e de oameni maturi, da? Dar elementul principal e că bă, are o grafică pixelată, adică de ce să mă joc un joc care nu mi oferă grafică și ceva vizual, pentru că investim foarte mult în zona asta, o placă e 30, 50, 100 de milioane acum, dar în bani vechi. Da. Și eu mă joc un joc care e pixelat, când am alte variante, știi? Corect. Hey, fii atent, eu sunt un om care nu mă joc Minecraft, nu m-am jucat niciodată. Dăm câteva argumente pentru care m-aș să mă joc Minecraft, să încerc Minecraft. Cred că o singură chestie și oarecum o să-ți explic și de ce. Lego. Nu spui că dezvoltă creativitate. Maxim, crede-mă. Să zicem, la început faci o chestie, ți iese ca bidonul ăsta. Da. A doua oară îi mai pui detalii. A 1000-a oară deja ești pe treaba ta, faci... E un boost la creativitate, la care genul ăsta de joc. Care e eventul jocului? Să construiești? Depinde. Acum cred că sunt 3 părți sau mai degrabă 2. Gen, ori te joci pe partea de building, îți faci oraș, sat, ce vrei tu, ori... Și asta se salvează? O ai permanent, satul și orașul? Da. Am avut o hartă, am jucat pe ea undeva la 3 ani de zile, fără creativ. Jocul are modul de creativ și modul normal. Creativ ai totul angro și tu ai făcut o hartă. Eu am făcut și oamenii intrau să joace acolo. Poți invita și oameni, da. Și ce făceau oamenii pe mapa aia, exact? Ce vrea fiecare. Dacă vrea să se ducă să-și facă o casă, își face casă. Dacă vrea să și se ducă la mine. Și casa acolo, gen, ce are tot 3 ani, de exemplu? Dacă tu ai stat 3 ani cu serverul? Dacă harta respectivă nu o șterge nimeni. Adică ce am făcut eu în 2017? Ce harta am făcut eu prin 2017, am cam oprit-o. Țin minte că am pus-o la download. Tu acum dacă vrei să intri pe harta aia, o descarci, ți-o bagi Minecraft și te joci. Da, fuck. E foarte mult dacă îți plac chestiile Lego. Eu cam așa îl privesc. Dacă îți place să construiești... Nu-mi place Lego. Atunci, probabil de asta nu te-a tras niciodată. Da? Bă, da, am văzut că foarte... M-am uitat la mai mulți care s-au jucat. Nu pot să mă uit la tot clipul, dar m-am uitat așa mare parte. Și am zis, bă, am avut la un moment dat problema asta și m-am gândit așa, bă, dar eu sunt diferit, am un click în cap ceva, că, uite, se joacă foarte mulți oameni. Nu am analizat foarte bine piața, dar știu că jocul ăsta e de mult. Este de foarte mult timp, da. Și legat de treaba asta, am văzut că are perioade. Adică o perioadă de, nu știu, un an, doi, în care merge mult jocul și se creează content pe YouTube și toată lumea se joacă și apoi cade, vine altceva și după aia iar se reaprinde. Ca și în ultimul timp acum, văd că s-a reaprins focul de Minecraft, nu? Da, așa este. De ce treaba? De ce crezi că e treaba asta? Nu știu, să fiu sincer, nu urmăresc. Probabil are treabă cu update-urile jocurilor. Dacă este un update mare, lumea intră, vede care-i treaba, se creează hype-ul, clipuri și așa e un lanț care... Și în ce înseamnă update-ul ăsta? Adică în ce constă un update? La modul ori funcții, ori obiecte noi, la mod... Ai luat-o, ai pus-o aici, e o funcție. Update-ul următor poți să o pui și așa și poți să o pui și așa. E ceva nou. Și o să intri să vezi ce e nou. Okay, am înțeles. Ceva de genul. Și care sunt top 3 jocuri pe care tu le-ai folosit pe canal? Minecraft? Minecraft, da, mi-am ridicat canalul până pe la 30.000, apoi am început să diversific puțin. Scrap Mechanic-ul, încă sunt blocat pe el. Okay. Îmi place, e un joc creativ. E la fel ca Minecraft, nu? Da, doar că aici poți să faci și sisteme, motoare,
ce dorești. Nu, nu există limită la modul ăsta, doar să bugăiești jocul, să crape. Ma. Și m-am mișcat foarte mult iar în Rust, de la care am luat o pauză. Okay. Și în prezent am renunțat la modul... Despre Rust mai știu, e cu Survivor, cu alea, nu? Da. Okay. Am renunțat la partea de PvP pentru că comunitatea jocului a devenit foarte toxică. Okay. Și chestiile astea nu să-mi strice cineva. Și joci doar tu, gen? Am creat PvM. Un mod... Am creat un mod roleplay. Ah, ok. Făcut de la zero, lucrasem la o hartă, bine, nice. În prezent e o problemă cu dedicat unde aveam închiriată unitatea. A luat foc centru și mi s-a dus și mie tot. În fine, nu a pățit nimeni nimic, gen doar fierătani. A fost ok. Și acum urmează să relansez proiectul. Și o să fie foarte tare. Și al treilea joc? Sunt trei. Minecraft, Scrub, Rust. Ah, da, scuze. Dar ar mai fi, cred că GTA 5, m-am atașat destul de mult. Până să apară 5M-ul, partea asta online era foarte caterinca, era wow. Nice. Și care a fost perioada? Mai ții minte perioada în care ai făcut prima 100.000? În cât timp ai făcut prima 100.000? Dar reacția ți-o ții minte la 100.000? Nu știu, și acum mă bucur când aud gen... Că te întreabă cineva sau că ai făcut doar ideea că ai trecut de 100.000? E wow și ca... Am prețuit mult chestia, mi-am integrat tabloul așa, ca ce era în birou, să l-am acolo. E tare. Și te uiți mereu la el, că n-ai inevitabil, cum. Inevitabil. Se aduce aminte. Uite, observ o chestie la tine care îmi place foarte mult. Te bucur ca un copil când vorbești de treaba asta. Da. N-ai transformat un business. Nu, deși avea capacitatea. Da, și are și acum. Eram la un moment dat. Mă jucasem cu băieții ăștia care erau Gami, Pain, care sunt... Da. Și am văzut transformarea asta. Mă gândeam, bă, să trec pe vlog, pentru că automat are mult mai multă... Putere de exact, promovare, exact. Să zicem. Da, ok. Că toată lumea se uită, gen, bă, ce faci asta? Așa la jocuri, na, doar să fii interesat de jocuri, să te uiți la jocuri. Pană, camera e ok? Da. Sunt ok în ea? Bun, ok. Dar... Scuze. Pe de o parte, nu mă atrage popularitate, deși sună ciudat prin ceea ce fac. O bune? Da. Scopul meu final ar fi să fac banii liniștit și să fiu retras undeva. Nu nice. Public. Nice. Deși ceea ce fac oarecum se bate. Regia? Nu și mă apă, te rog, că sunt Pateus. Și te rog. La mine fără aruncă. De ce? Aruncă-i! Mulțumesc! Mersi, pana, the best. I am pana Bogdan, nu recomand. Recomand. Scuze, eu lași tu niște bani la... Recomand, pana Bogdan. Cât ajungeam la 70 de lei maxim, da? Băi, n-am mai auzit la nimeni treaba asta, sincer. Dar îmi place bucuria, ți-am zis din tine. E așa un pic de copil, da. Dar n-am mai auzit la nimeni treaba asta, sincer. Cu... Să nu vreau să fiu vedetă la modul ăsta. Așa ai zis-o. Nu vreau să mă consider vedetă sau nu vreau să fiu Da, vedetă. Nu mă consider așa ceva. Nu, okay. N-am avut niciodată chestia asta în cap. Deci nu, uite, eu... Pentru mine, scuze-mă că te-am întrerupt. E o plăcere și atât. Îmi place ceea ce fac, dar... Bine, uneori mai am de-astea, gen, bă, na. Da. Eu sunt foarte... Sunt un pic, de fapt, acum fascinat de tine. Și de ce? E cel mai vechi om cu care în industrie și eu îl cunosc și filmez cu el. Și de-aia s-ar putea să sper să nu deranjeze pe nimeni întrebările și să fiu așa foarte curios, știi? Întreabă ce dorești, nu am niciodată. De-aia te-am întrebat prima 100.000 dacă mai ții minte sau care a fost reacția. Dar când ai aflat că te poți întreține din YouTube, cum a fost ideea? Adică te pregătise mental, știi, bă, uite, aș putea să fac bani și gen, o să mă întrețin la un moment dat. Știam că e posibil, dar nu credeam că eu voi ajunge vreodată în... Deci a fost încă un mindfuck asta. Da, a fost wow. Deși o foloseam, prima oară când am început le-am zis părinților că uite, vreau să fac chestiuța asta, îmi place foarte mult și 50-50, gen un părinte da, un părinte bă, muncă. Da, clasica muncă, da. Exact. Și automat încercam să bag cu asta, bă, știi, poți să câștigi și bani. Și a cedat cealaltă parte, care zicea munca, nu cumva? Abia peste gen, cam după vreo 4 ani am început să... Să produci bani? Da, cât să pot să-i reinvestesc. Până atunci, ce reușeam prima să fac urmă? Prima colaborare, ți-o mai aduce aminte? Cu un brand, nu cu un om. Un brand? Da. Cu un brand la modul nu să vinzi neapărat pe... Da, înțeleg, prima sponsorizare. Da. Cum a fost? Cum ți-a părut?
Cred că a fost un volănel. Un volănel? Da. Mam. De la Trasmester cu băieții de la PC. Gerard? Ah, ok. Cred. Nu am mai colaborat cu și cum ți s-a părut? A venit la tine și ți-au zis, băi, uite, suntem cu tare. Mi se pare că eu am... A, tu te-ai dus la ei? Nu mai țin minte exact, a fost 2015-16. Dar după ce s-a terminat tot deal-ul și tu ai avut produsul, ai făcut promovarea, cu ți-a părut? N-aveai o idee? Era, mă, îți dai seama, aveam un volan și pe care oricum nu prea mi-l permiteam. Tu-l considerai cumva moca, știi? Gen, da, am făcut clipulețul, bam. Știi că multă lume are percepția asta despre... Bam, primiți bani pentru campanie și voi nu faceți nimic, adică vine brandul, îți dă X 1000 de euro, zicem așa, dar îți dă 1000 de euro și tu nu faci nimic, postezi pe un cont. Adică ai văzut că multă lume gândește așa și e, nu știu, e greșit toxic, pentru că... Toxică gândirea asta. Ca să ajungi să te contacteze un brand... Trebuie să muncești. E muncă în spate multă. Ok. Care era raportul de muncă zilnic, dacă mai ții minte? În perioada cât când eram... Zis, da, fix atunci când ai zis tu că erai duit în... Non-stop. Gândire de idei, filmări... Erau... Editare... Nu editam. Nu editai? Nu editez nici acum. A, lași cu mine? Da. Ok. Le scot destul de clean. Adică nu am de-astea... Bine, uneori mai pun pauză când se întâmplă ceva, dar de obicei le scot destul de clean. În ultimul timp am început să îmbunătățesc contentul prin vocabular. Asta mi se pare acum chestia. Adică, principal. Ok, te joci, dar lumea e mai mult acolo pentru audio. Da, și scopul ar fi să comunici, să ajung... foarte mult cu ei. Comunici, e mult. Da, okay. Și asta. Și scopul? Ai zis tu cât am și scopul pe care l-am în prezent este să pot crea conținut la care se uită, să zicem, dacă intră un copil de o vârstă fragedă alături de un părinte, e, poate să fie ceva plăcut și pentru părinte prin asta a limbajului, știi? Să nu, gen, încep să urlu, să băgă. Adică nu împopoțunesc totul ca să fie wow. E un gameplay, îl prezinți. Da, cu un limbaj plăcut. Ai canalul declarat pentru copii mici? Nu. Nu. Nu, deși... dar mă bucur să iau și pe cei mici și pe cei... Dar tu ai, de exemplu, tu înjuri vreodată pe clipuri? Nu. Deloc? Bine, nici nu prea mai înjur, nici nu, dar eu. Dacă înjuri tu așa. Nu, pe clipuri nu. Pe live stream-uri mai aveam unele momente, dar nu sunt genul să înjur. Așa, doar... nu ți-ai declarat tu asta pentru copii? Sau e altfel, că nu știu, nu mi-a declarat nimic. Nu știu care-i treaba cu aia de copii. Am mai auzit, dar de obicei când apar chestii cu YouTube, eu nu prea mă interesez. Next. Îmi văd de ale mele strict. Și acum a fost o chestie de asta cu veniturile din America. Da, am completat așa. Formularul. Bineînțeles că n-ai ce să... toată lumea trebuia să-l completeze, că nu-ți convine să-ți ia 30% sau cât e 30%, parcă nu, din toate veniturile. Dar, mă rog. Oricum, deja 40% e la ei. Când îți faci canalul de YouTube, îți scrie. Mi se pare ceva de genul. Știi câți oameni văd eu induși în eroare de treaba asta și eu am zis, băi, la un moment dat am arătat, am șters clipul, că nu știu dacă ai voie să arăți contractul tău pe clip. Nu știu. Bă, auzeam oameni care 30% că le ia YouTube-ul și eram, băi, oameni buni, 45%. Da, ceva de genul, scuze. 45 fix. Deci, gen, toată lumea, bine, poate să ai alt contract, probabil. Depinde de... Dar eu știu probabil. De 40%. Gen, basic. Adică îți dă 100 de euro pe super chat, așa fac legătura. Tu iei 60, da. 55, el ia, YouTube-ul ți-a 45 de euro. Adică îi ajung la tine, 45 de euro le iau YouTube-ul. Dar nu știu la vizualizări și asta nu m-am băgat niciodată acolo, că nu știu extrem de mult. Adică fac research acum și foarte, foarte mult. Vreau să te întreb de Instagram. Nu ai un Instagram foarte crescut așa? Pentru că nu... Revenind la chestia, nu sunt foarte public. Nu-mi place extrem de... De asta nu prea sunt cu poze. Și sunt pe ideea, momentan, prezentul meu nu mi oferă nici să zici că plec pe acolo, pe acolo, să fac poze, să fie... Tu crezi că o să te relansezi pe YouTube, ai spus, da? Da. Că vrei să te reapuci, să relansezi canalul, da. Să relansezi toată munca. Legat de treaba asta, vrei să mai colaborezi cu branduri pe viitor? Branduri în materie sponsorizări pentru tine să-ți vină. Nu am fost niciodată gen să caut sau păi să nu fiu să caut, gen, dacă, de exemplu, dacă ești intu, adică ești ok, bă, vine ăla și-ți dă un volan, vine ăla și-ți dă un VR, vine ăla și-ți dă un mouse.
Dacă sunt pe nișa mea, da. Pe asta dacă zic. Dacă nu, nu. Bun. La multe de astea de ce te întrebam treaba asta? Pentru că voiam să vorbesc de Instagram. Eu aici mă legam. Nu să aflu eu dacă vrei tu să lucrezi cu branduri. Nu crezi că contează pentru un brand să ai cifre pe Instagram? Adică să te tragă în jos faptul ăsta că tu nu vrei să ai Instagram-ul foarte mare? Acum depinde ce-ți dorești, da, ai dreptate, dar ceea ce vreau eu de la mine și ceea ce se întâmplă în jurul meu cu viața mea nu prea includ momentan. Că mă gândeam, poți să faci altă chestie, poți să ai Instagram-ul ăsta să-l promovezi foarte, tu să ai tu un Instagram separat pentru tine ca om și să-l dai cunoscuților și cu cine vrei tu să vorbești pe Instagram și asta. Nu prea. Nu prea, nu? Ai văzut că am zero acolo, nu e da. Că... Zero urmăriri? Da, asta? Nu da. E că observ. Mă cred eu prea important sau că prietenii pe care i-am nu prea sunt pe Instagram și de asta... Bine, am un cerc foarte mic de prieteni. Nu e ceva... Eu am 6 și acum am 6-8 cu pana. Da. E mult. E mult. La mine cred că... Mamă! Un deget. Atât. Da? Da. De ce? Pentru că ești tu retras ca om ceva sau? Nu, încerc să mă înconjur cu energie pozitivă, să zic așa. Și eu, păi da. Și instant cum văd la un om cea mai mică scârțietură, să zic așa, pe chipul lui, nu cu răutate, nu cu nimic, nu sunt genul să mă supăr pe alte persoane sau orice alte chestie. Treaba ta, eu cu treaba mea și atât. Ești mofturos. Un fel. Se poate numi, se poate numi, da. Știi ce, legat de treaba asta și eu sunt la fel, știi? Adică eu merg foarte mult pe vibe. Exact. Eu trebuie să am vibe-ul pozitiv mereu. Dar bine, nu pozitiv, că uite, eu când mă uit la tine așa și cum văd, ești un om fericit. Chiar sunt. Bine, ești un om fericit. Ciudat să o zic eu, dar încerc să... Ești un om fericit. Să mențin chestia asta, dar mi se pare sănătos. Da, dar eu când mă uit la mine, sunt un om fericit, dar și... un pic crazy, nebun, așa, voi, îmi place, adică am și boost-ul ăla de energie, știi? Nu trebuie doar să fiu fericit, să fiu mulțumit, să fiu happy, vreau și boost-ul ăla de energie, așa merg eu, bine, și cu live-urile pe care le fac și asta e menirea mea, cum o văd eu, să fac și pe alți oameni fericiți și să îi bucur mereu și să fiu mereu. Am observat prin contentul de le crezi. Da, bine, te-ai uitat pe vreun live de-al meu? Da. Deci nu-ți plac manelele. Am înțeles asta. Bun. Nu am nicio problemă cu niciun stil de muzică. Ok, am zis eu așa că cine se uite pentru prima oară la mine, mamă, bă, ok, ăsta nebun, face, ai văzut că sunt hype, toată bombă, tată, tot. Deci de la mine nu sunt genul de om să plec de la 0 la 100, eu încep direct 100, îi dau un 150 și după aia începe 140, 130, 120, 110, 190, 80 și ajung la final, bine, nu cu zero vibe, dar gen îi liniștesc, așa știi? Eu, în ultimul timp mi-a venit ideea asta, eu cred că le fac un journey, mă bate cuvântul, o poveste, o călătorie, îi iau într-o călătorie, tată. Da. Îi iau de la 100% și gen, mamă, ne distrăm, ascultăm muzică, vorbim, râdem și ușor, ușor și conversațiile la început sunt forță. Ce faci? Bună, dar unde ești? Mamă, te-mi place rău de tine, amaleau, ce ți-ai face? Și după aia la un moment dat ajung, bună, de unde ești? Mă, super tare, îmi place de tine, ești nice. Și ajungem gen când mă liniștesc. Și când mă liniștesc le zic, bun, gata, cu Omegle-ul vorbim. Și stau de vorbă cu ei pentru că nu mai pot să mai fac Omegle, nu mai pot să mai fac Instagram. Să fac Instagram, am avut să răspund foarte mult pe Instagram. Intră mulți, sunt 500-1000 minim de mesaje pe zi, care intră zilnic. Wow. Deci nu pot să le fac față. În schimb fac un triaj, adică răspund și unde arde boba, văd. Dar nu prea mai îmi plac astea, sal căfă. Ce faci? Da, asta de mult m-am explicat. Dacă are cineva să-mi zică ceva, frate, răspund direct nu-mi mesajul. Scrie salut, nu-mi scrie nimic, corect. Direct mesajul. Știi că oamenii, câțiva oameni, bine, da, eu cred că oamenii ăștia care ne judecă sunt fix oamenii care nu ar face niciodată ce facem. Sau n-ar putea să o facă, ca orice om poate, dar nu cred că ar fi, cred că sunt exact opusul nostru. Orice om poate să-și pună o cameră să se filmeze. Acum ideea e ce transmiți tu, ce energie ai, ce faci pe cel care se uită să se înțeleagă, oarecum. Ai parte de hate? Ai avut? Hate meritat sau hate pur și simplu? Pur și simplu. Da, există mereu.
Dar... De ce? Care era principalul motiv pentru care lumea dădea hate? Bine, odată era și meritat, acum m-am gândit okay. Bine. A, deci le împarți în două, ok. Vorbim de la nemeritat, hai. La nemeritat? De ce ți-a dat lumea hate nemeritat? Nu știu, pur și simplu, mereu să găsesc oameni care să zică chestii. Eu cred că știu de ce. Te ascult. Din cauza jocului. Uite, e posibil, că... da, pe partea asta, da, ca mine. Bă, tu n-ai nimic ca gen, eu n-am nimic ca tine ca om, dar te joci Minecraft, du-te, bă. Știi? Exact, exact, ăla-i. Exact. Sau mai știu ce alte chestii, okay. Bă, ai calculator de la și da, te joci. Da, da, da. Iar la fel, ce-i din cauza calculatorului. Ce-i drept, luasem calculatorul ultimă generație și mă jucam Tarzan. Ăla de atunci. Mamă, m-ai lovit cu treaba asta. Ok. Iar hate-ul meritat, ai. Care... Totuși, uite, pe o parte, ceea ce mi se pare greșit, deși încă prinde, lumea merge pe același stil. În perioada când aveam foarte mulți oameni și pe live stream-uri și pe tot, eram un om, să zic așa, pe direct, un om jegos. La modul, cu cei cu care mă jucam, urlam la ei, bă, ești prost, vină un coa, ce faci? Stai, ca asta faci toți. Și eu fac asta. Da, e, perioada aia era... era rupere. Păi și asta gen, crezi că e hate meritat? Că te luai de prietenii tăi în jocuri sau asta? Da, pentru că ziceam oamenii, bă, nu e frumos să... Bine, era un hate oarecum structurat frumos. Da, oamenii, da, constructiv. Dar tot în jos era, știi? Da. Bine, acum modul cum sunt în prezent, nu pot să mă uit la chestiile alea ce făceam, nu, nu le accept. Nici nu te uiți la tine? Nu le accept. Nu. Dar nici nu le ștergi, mă. Te caracterizează. N-am cum să le șterg. Am unele clipuri. Mi începea freza de la jumate. Ma. Așa. Ma. Mai e primul tău clip pe YouTube? Caută live-ul pe canal. E live? Da. Mam, deci Trex. O să zici că nu e posibil, nu e aceeași persoană. Sortare, data adăugării cele mai vechi. Live. Un bine, nou început. Asta pe canalul ăsta. Un nou început, acum 6 ani. Îi dau play. I'm ready. Wow. Ce avem pe aici? Răspuns la mai mult. Eram așa cu de aia. Ăla e Blue Yeti? Nu. E de aia de garaj care pui lumină în ea și pusese microfonul să dea aspectul de... Mereu am fost pe chestia asta să pară cât mai profi. Bine, perioada eram așa foarte... După două luni? Nu seamănă. Da, exact, exact. Exact. Ok. Mamă, e bine că ai clipul ăsta, să știi că eu nu mai am de la început. Nu mai am. Le-am șters. Îmi pare rău că le-am șters pe celelalte, de pe primele canale. Bă, nu erau, știu. Erau wow. Așa. Hai să te întreb un pic așa despre viața ta personală, un pic, dacă îmi permiți. Ai iubită? Singură. Că vrei sau că s-a întâmplat? A fost o chestie. Ai încercat? Și a fost să nu fie. Și am gândit că, bă, așa e cel mai așa. Și îți place să fii singur? Sunt oameni care, da, care da, adună chestia asta. Uite, la mine în vocabular nu s-auzi niciodată cuvântul mă plictisesc sau arustic cuvântul ăsta, dar nu-l folosesc deloc. Eu cu mine, orice fac, mă simt foarte bine și niciodată nu mă plictisesc. Nu vreau să stau la calculator, îmi găsesc ceva de făcut prin casă, prin curte, fac o chestie sau orice. Da, corect. Am învățat să mă simt bine cu mine. Asta mi se pare cel mai important. Corect. Pe de o parte. Și cum asta este. Gen, nu simt nevoia neapărat. Nu simt nevoia, da. Dar dacă e persoana potrivită, da. Mi-ar plăcea maxim. Gen. Dacă e persoana potrivită, da, corect. Dar te vezi, așa... Te vezi însurat cu copil? Curând? Nu, sunt pe ideea să nu aduc un copil atâta timp cât eu nu sunt liber să pot să fiu acolo. Ah, ok. Cu el, știi? Asta mi-ar plăcea, știi? Știi ce văd eu la tine? Ai cumva viața o vezi pe etape tu. Da. Și acum etapa asta e de building. Da, o construiești. Da. Etapa asta acum în care ești tu nu conține o fată, o familie. În etapa asta vieții acum în care ești tu. Da, ai dreptate, mă conține. Poate să conține o fată, cel mult, dar nu o familie. Exact, exact. Plus că 22 de ani. Mai am timp. Ajunge la 30. Da? Wow. Ajunge la 30? What the fuck? Bun. Băieți,
O să luăm o scurtă pauză, dar înainte să luăm pauza asta, vreau să vă arăt ceva frumos pe ecran, cum v-am obișnuit deja. Urmăriți reclama asta. Dacă ești susținător din România sau chiar dacă ești stranier, trebuie să-l ai pe Conacul Șifonier. Intră acum pe cel mai fresh mărcia www.conacu.shop și alegeți dintre cele mai tari produse ale favoritului tău. Bluze, hanorace, tricouri, măști, șepci și lănțișoare. Dacă nu mă crezi pe cuvânt, intră să vezi câte produse sunt pregătite pentru tine. Nu ezita să-ți clătești ochii pe www.conacu.shop. Știu că vă place ceea ce vedeți, așa că în rubrica aia de mai jos aici, descriere, nu rubrica de comentarii, în descriere găsiți acolo link-ul către shop-ul meu, avem și modele noi și modele vechi și de toate, să intrați acolo să cumpărați. Am revenit și noi după scurta noastră pauză de publicitate în care Marian mi-a dezvăluit secretul gustului. Secretul gustului este... Cibo. Ce? Nu știu, era o chestie de asta. Ai parteneriat cu ei ceva? Nu, n-am. Okay. A, dar eu n-am... Nor era. A, Nor, mă, Knor. Sau Maghi, secretul gustului. Gamă, Maghi, mă, Maghi. Corect, bun, corect. Bun. Vreau să rămânem aici și să... De fapt, să rămânem aici. Continuăm firul așa. Eram curios de treaba asta cu dacă vrei să-ți faci o familie și astea, dar am înțeles foarte mult acum că ești structurat și că mergi pe building, că da, clădești și ai etape ale vieții. Bă, uite, atunci aici se termină etapa mea și începe altă etapă și trebuie să fac chestia aia. Exact, exact. Dar voiam să întreb de chestia asta, de, și de, cei mai dulci ani sunt în copilărie. Și tu cumva ți-ai îngrădit. Nu știu dacă mai aveai același timp să mai ieși afară, mai ieși afară cu prietenii, să te joci, astea când făceai YouTube. De la 12 ani, imaginează-ți că noi astăzi ieșim la minge, ne jucăm, ieșeam foarte mult pe afară, la modul, am copilărit extrem de mult prin cartier cu copii, ce jocuri erau pe atunci. Corect. Și imaginează-ți astăzi, noi doi ne jucăm și de mâine tu nu mai vezi ani de zile. Mamă, exact așa a fost. Știi cum a fost e asta? O chestie, bun. Am văzut o poză de asta la un moment dat, când scria pe poză, când scria acolo în poza aia, era un citat. La un moment dat a ieșit pentru ultima oară cu prietenii sau ceva gen și nu ți-ai dat seama, fără să știi. Regreți că ai pierdut timpul ăsta? Nu. Niciodată. Pentru că dacă aș regreta ceva, înseamnă că nu aș fi împăcat cu mine cel din prezent. A, ești împăcat. Extrem de împăcat. Îmi asum cam tot ce fac. Cam, nu tot. Ba da. Da. Mai e și chestia că fiecare om greșește, îți dai seama. Și greșeala mi se pare o chestie foarte tare. Da? Oare cum o privesc eu ca greșeală? O să revin iar la chestia asta. M-am abonat la el. Da, uite, de exemplu, unii oameni, și acum vorbim despre a începe o afacere, a începe orice chestie, la primul eșec, stop, nu mai fac, nu-i de mine. Dar eu îl văd în felul următor. Am încercat odată, să zicem, încerc să o pun așa, corect? Da, n-are da. Cum să stea. Va cădea, e o greșeală. Da. Dacă eu renunț, am pierdut timpul. Da. Dar acum, a doua oară, deja am informația asta. Nu o să mai pun așa, că știu ce se întâmplă. Și eu voi pune cumva să încerc, să încerc, să încerc. Exact. Într-una. Da. Greșeala e cheia către... Succes, cumva? Da, nu succes. Da, reușită. Oarecum, reușită. Succes. Uite, hai să te întreb două chestii, că te-am întrebat pe tine, chestia cu fericirea. Astea am preluat-o și eu de la... Zăi seama, îmi place super mult când întreabă oamenii, se întreabă între ei așa. Am înțeles că tu ești fericit, dar cum definești? Ce crezi că înseamnă fericirea? Să fii împăcat cu tine. Da? Da. Și iar mi se pare foarte important să te accepți ca om și ca avatar, să zic așa, ca și corp. Mulți oameni nu își acceptă nasul, urechile, la modul, te-ai născut cu ele, nu poți să le spui, nu contează. Contează ceea ce vrei tu să faci, energia ta și ceea ce lași în urmă. Asta mi se pare cel mai important și odată ce te împaci cu tine ca persoană, vezi lucrurile diferit și poți să faci mai multe lucruri. Dar succesul? Succesul nu e neapărat fericire. Ca să ai succes, cum îl definești? Poți să fii foarte deprimat. Da, dar nu ca feeling. Cum îl definești? Ce înseamnă să ai succes? În opinia ta. Pentru mine, succesul este să fii bun pe o chestie, orice, încât să poți să te întreții. Să-ți menții viața din acea plăcere. De succesul să leagă și de partea financiară. Orice se leagă de partea financiară, de fapt, apropo, aproape. Nu, apropo, dacă banii sunt ochiul dracului... Nu-i văd așa.
banii sunt ochiul, așa se zice, gen, dacă da, banii știu, sunt ochiul dracului, știu. Atunci eu vreau să scot ochii. Cu lingură? Cu ce-o fi? Sare repede cu lingura. Sare repede cu lingura, ok. Nu mai știu, cred că e un citat dintr-o melodie. Deci asta e fericirea, în opinia ta, și asta e succesul. Consider că l-ai pe amândouă? Că le deții pe amândouă? Fericirea, da, pentru că asta depinde da. Doar de mine. Da. Iar succesul... Nu depinde doar de tine și succesul? Depinde cum privești. Acum, să zicem, eu pot să fiu cel mai bun cizmar de la mine da. Din oraș, dar să nu mă știe nimeni. A, deci... Oarecum înțelegi? Da, deci, succesul cred că în mare parte e și să te cunoască lumea, să te știe lumea. Da. Da? Și să și te treții cu ceea ce faci, gen să ai succes. Ce asta înseamnă să succes? Poți să-ți menții câteva baze viața... ale succesului. Și după aia fiecare îl definește cum vrea, mai mult. Gen. Corect. Pentru fiecare individ, cred că fericirea, succesul și fiecare înseamnă diferit. Consumi televizor? Nu. Deloc? Deloc. Ok. Și că am observat la majoritatea content creatorilor sau oamenilor care fac YouTube, TikTok și astea, nu prea se mai uită la televizor. Crezi că oamenii se mai uită, gen, crezi că crapă televizorul? Televiziunea? Nu. Nu crapă deloc. E menținută de generația puțin mai mare de noi. Noi suntem cu internet, cu astea ne-am cam deconectat de televizor. La un moment dat nu o să se schimbe, generația se reînnoiește. E posibil să... Bine. Îmbătrânim noi, oare? Nu, să rămânem tot, cred că, pe internet, pe astea. Ceea ce cred că o să se întâmple, să adopte televiziunea, cred că partea asta de internet. Observat în afară, da. Oamenii în emisiuni sunt wow față de noi. La noi e așa, ea citește. Da. Dar acum încep și la noi, uite, podcasturile abia acum în afară sunt de foarte mult timp, toate chestiile astea. Și sunt foarte dezvoltați. Bine, am așa o mică teorie de ce și cum. Zi-mă. Era prin anii 60, mi se pare, explodase chestia asta cu LSD-ul. Da. Și dacă stai să iei anii 60 care au fost, sunt cei care sunt acum la putere din America. Și cred că de asta, pentru că și LSD-ul ăsta, am uitat la ceva documentare, îți schimbă modul în care percepi lucrurile, îți schimbă modul cum funcționezi. Da. Dacă vrei să-l iei pentru chestiile astea, cred că dacă îl iei să te faci praf, te faci praf. Și cred că de asta oamenii asta e principalul sunt mai motiv. Dezvoltați mental. De asta sunt mai... Ne vezi niște bătrâni de așa cu laptop pe mână pe la vreo 60 de ani? Stăm așa pe YouTube sau ce mai fie atunci? Să nu fie laptop, să fie ceva. Mamă, să fie o de-aia, gen, să te pui în pat așa frumos. Să apară deodată, să te gândești, să apară. Cred că suntem, oricum, tehnologia merge blană, bombă, nebunie. Da. Cred că, oricum, există holograma. Știu din ce treaba asta, de mult, de fapt. Holograma și parcă știu că la Coachella, la... cum îi zice, mă, la festivalul ăla de muzică n-a apărut Tupac. Pe scenă la Coachella. Cred că Coachella. Nu știu cum se pronunță. Deci suntem destul de avansați. Dar bine că mi-a plăcut asta. Sper să fim mai avansați decât cu laptopul, mă, tata. Adică totuși să fim, să iasă ceva așa din lângă noi. Bun. Ai investit mult în setup-ul tot de gaming? Tot ce făceam. Ai investit? Tot ce făceam, da, în la rând. L-am schimbat de enori. Ok. Și acum ai un setup stabilit? Da, nu mai am ce să-i fac. Deci e final? E final. Poți să-mi spui aproximativ cât ai investit în el? Doar în camera curentă, cred că în jur de 15.000 se învârte. Doar ce se află în camera. 15.000 de euro? Da. Wow. Bine, asta în decursul... Ai chestii de astea, nu știu. Uite, de exemplu, setup-ul basic al unui streamer, sau, da, pe alu streamer, zicem streamer. E o cameră, cât de cât ok, bună. O cameră, un microfon, o unitate. Mai sunt și mofturoși. Nu știu dacă neapărat moft așa, cu două PC-uri, știi? Un PC de jocuri și un PC de streaming. Două unități, la modul ăsta. Trei monitoare. Deci duci trei monitoare. Și ce ar mai fi în plus? Asta zic, tu ai chestii în plus, cum ar fi un volan, o, nu știu, sunt scaune, da, te lași pe spate așa și... Te încovoie sau nu știu, te joci așa de la cu ecran pe el te referi? Nu. Da, nu știu, de la stil wow așa de te da, pui da, știu ce zici. A, da, da. E o chestie tare care mă gândesc pe viitor, dar să văd. Păi și atunci dacă, bine, pe mine nu vreau să te deranjeze întrebarea asta. Nu deranjează pe în ce ai investit 15.000? Că și eu am investit mult, adică în unitate am dat 110.000. Monitoarele sunt 2.500, doar monitoarele. Dar ce monitoare sunt?
două de la Samsung de 49, unul peste altul, și încă unul de 35, ceva de genul. A, și, deci, practic, setup-ul tău arată monitor, monitor și monitor? Intră pe Instagram. Nu l-ai văzut? Nu l-am văzut. Bine, am o bucurie așa. E... wow. What? Tu ai văzut setup-ul? Uite-te aici. Foarte practice. Mă întreabă foarte multă lume, bă, dar de ce? Că wow. Pentru YouTube nu e necesar chestia aia. Puteam să-mi fac treaba cu un singur monitor, cu tot. Dar și camera ai făcut totul de la zero? Da, idei tot. Și birou. Cât de mare e camera ta? Cât de mare este camera în care am calculator? O să vă pun o poza pe ecran? Sigur. Ok, ca să vadă și este o cameră spus. Doar calculatorul zace acolo și nimic mai mult. Undeva la... 3,5 pe 3,5 sau ceva? Deci eu am 2,5 exact, pe 3,5. Exact cam cât camera asta este. Okay. Eu nu prea am lat așa, eu am 2 metri maxim în lățime, știi? Dar am lunguță, 3,5, 4 metri aproape lunguță. Și mă gândeam și la variantă. Mamă, și toate astea... Bine, văd că e boxe pentru muzică. Da. Ok. Un scaun super tare. Văd birou aici. Birou e făcut la comandă? Nu. L-ai cumpărat direct? Nu. Am cumpărat plăjdele în cum sunt astea și tăiat, măsurat, făcut, autocolant. Exact, mi-am făcut eu primul. Și birou acolo, un autocolant? Da, este tot este îmbrăcat. Nice. Dacă observi detalii și la monitoare... Care și duma cu palmierile ăștia? Nu știu, îmi place vibe-ul. De ce ești tu pasionat? Care e pasiunea ta, în afară de gaming? Hainele. Hainele? Da. Ca... găul viitor, vreau să ridic un brand. Nu vreau să fie mărci, gen, bă, uite, canalul ăsta, vreau să fie un brand. Eu acum mi-am deschis o afacere cu mărci. Sunt producător de mărci. Ca lumea. Adică am investit în imprimante, în toată tehnologia din spate, gen, care să producă haine. Știu ce este necesară, m-am interesat. Da. Și am făcut acum toată treaba asta. Și fix acum mă pregătesc să-i dau drumul, gen, cu oameni. Foarte tare. Da. Și am o ofertă standard pe care o arăt oamenilor și cine vrea să-și deschidă mărci, eu ofer serviciile mele. Momentan ești la stadiul imprimării pe produse, gen. Da. La ce stadiu te referi? Doar la asta, gen? La ce stadiu mai vrei tu să mai... Ce am zis eu, vreau să fie la modul... Păi da, cum, tu să faci haina cu totul, da. Cu totul, da. Știu, mi-am dat seama, gen, cu producția de îmbrăcăminte directă. Eu sunt cu personalizare de haine. Înțeleg. Mm-hmm. Mm. Și da, îmi place treaba asta, să știi. Adică, dar nu sunt genul de om să stau acolo să le fac. Mie îmi place maxim. Să stai să le faci? Da. Eu orice să crezi. Îmi place stilul tău, cum ți-am zis de la început. Mulțumesc. Și mi-a zis că nu, gen, a fost așa cele nu. Le iau pe mine doar. Eram foarte... Stilul casual se numește, nu? Da, de obicei nu prea am îmbrac așa, mă îmbrac destul de ciudățel. Nu pui preț pe aspect? Da, îmi place să mă îmbrac frumos în stilul meu, cum percep eu că este frumos, mm-hmm. Dar nu sunt genul cu haine scumpe. Nu am haine scumpe. Ah, ok, da, nici eu nu sunt pe treaba asta. Am început să investesc un pic mai mult acum în Adidas și atâta, doar îmi cumpăr. Am o problemă. De ce? Înainte îmi cumpăram doar de ăștia până într-o 150 de lei maxim, gen nu. Cheltuiam foarte mult. Acum, într-adevăr, am ajuns să mai dau 500-600, maxim 1000 de lei pe o pereche de Adidas. Dar doar Adidas. Da. Nu altceva. Nu știu. Haine, la fel, îmi plac câteva firme și atât. Nu, n-am de astea. Și de astea basic le găsești la mall, la, știi, firma de mall. Nu știu, firmele astea mari le găsești la orice mall. Știi? Da. Îți deschis. Așa, vrei tu să spui ceva, dar te-am întrebat și cred că ți-am rupt firul. Ai zis că e o problemă cu Adidas. Mare. De îmi plac Adidas și bine, ăștia ce vezi tu în picioare la mine, e prima oară când port ceva de genul. Ok. În rest, chestii ciudate, bine, ciudate, așa le zic eu, diferite, nu Adidasul normal, trebuie să aibă el. Când erau ăia, Jeremy Scott, Jeremy Wings, ăia cu maimuțiele, nu? Genul ăla? Ceva de genul, doar că pe atunci nu aveam bani să pot să-mi iau. Ok, frumos, subtil, atunci nu aveam bani. Doream, dar... Urmărești, te-am întrebat, rămânem aici la zona asta, te-am întrebat de TVA, zic că nu urmărești, urmărești online? Nu. Deloc. Rar mă uitam la ceva podcasturi de la micuță. Atât, nu? Nu urmărești. Dar de ce, nu te atrage sau? Prefer să fac altceva cu timpul meu decât să stau să mă uit la ceva.
Adică dacă ar fi să-mi iau... Ești intu. Dacă ar fi să-mi iau timpul și să fac lucrurile ce ar trebui să le fac să fie, să zic așa, mai bine pentru mâine, să fie un progres, nu aș avea timp liber. Dar încerc să-mi impact și viața personală și, pe de o parte, nu e ok, pentru că mă reține. Da. Dar, pe de o parte, am o viață, e ok, încerc să mă bucur de ea. Am văzut că ai venit la podcast cu un motor. Da. Asta e pasiunea ta, gen motorul? Eu, sau... A fost, cred, înainte chiar îmi dădea o stare wow. Bine, și acum încă mai arde ceva în mine, dar deja simt nevoia, nu am beu. Ah, ok. Ai doar au. Da. Și deja vreau să, uite, București, poate iau o cameră, mai iau ceva după mine. Să ai unde să le pui, să da. Poți să, da. Cu motocicleta nu poți să te îmbraci cum vrei, părul e varză, adică sunt multe minusuri și singurul plus e plăcerea aia pe moment. Păi și de ce mergi cu motocicleta? Că nu am beu. A, deci urmează să te bagi în bei. Anul ăsta, și... da, rezolvi și cu asta. Deci urmează să faci școala de șofer și să-ți iei... Și probabil să mă mut pe aici. Îmi place... În București? Da, probabil. Nu te sperie Bucureștiul? Nu. Nu? Nu, nu văd nimic la el să te sperie. Aglomerație. Mare... Pregătește-te pentru aglomerație. Da. Mi-a ajuns azi. Aoleu, pregătește-te, tată. E wow. Motorul o să fie ușor. Păi nu, că nu vrea cu motorul, vrea cu mașina. Nu, e nasol, cu motorul e... Mamă, știi, să ai grijă. Urât de ăștia da, păi de aici. Nu, sunt, au, avem, că și eu fac parte din bucureșteni și nu mi-e rușine să-ți treabă. Avem o percepție foarte proastă despre... Adică nu proastă neapărat, dar nu prea respectăm așa mult un trafic, știi? Mă, ce-i drept? Unii sunt și nesimțiți. Da, mulți da, din asta, eu de asta nu-mi place să umblu în grupuri. Sunt, își turează motoarele, nu e necesar. Bahaosul ăla, da. Sau expunerea asta așa, că ia uite noi. Exact. Și deși am început la 16 ani cu chestia asta, nu m-a atras niciodată partea asta, știi? O disprețuiesc oarecum, nu-mi plac oamenii ăștia ce fac chestiile astea. Mm-hmm. E... Dar tu faci chestiile astea pe motor, adică te ridici pe roata de astea sau... Mai am balez, burnout-uri de alea să da, am mai făcut, dar am renunțat. Cum am luat motocicleta nouă, n-am mai făcut. De cât timp ai motorul ăsta? Este din 2018. Nou ți l-ai cumpărat? Super. Ai făcut o investiție în tine. Foarte mare. Foarte mare? Așa... Nu vreau să știu. Nu sunt pasionat să știu fiecare cât cărute. Nu vreau să știu treaba asta. Dar ai schimbat-o pe mașină? Am și mașină. Ai și mașină? Am și mașină, am luat-o tot în același an în care am luat motocicleta. Te gândeai că o să faci BU atunci? Eram la BU, am avut două dosare. Singura chestie la mine este cum funcționez. Dacă sunt acolo cu gândul, o fac. Dacă sunt cu gândul în altă parte, nu stop. Faci. Și m-am apucat de școală, venise nu știu ce platforme, contracte, ok, mi-a fost capul numai acolo, s-a dus. Iar m-am apucat de YouTube? Da. Ok. Iar m-am apucat de școală, s-a nimerit ceva, nu mi-a fost cap acolo dus. Dar anul ăsta am încercat să mă eliberez asta, să fiu cât mai... Mi-ai zis că vrei să te relansezi aici pe YouTube, bam, bam, bam. Ai în cap zerourile alea după 1? Milionul? În ultimul timp am început să mă gândesc la el, da. Deși am fost foarte mult timp, dar mă după nu mă interesează abonații. Gen numărul, nu ei. Ești un om care se vede pe tine că ai anticipezi chestiile, calculezi, le gândești. Am probleme cu chestiile astea. În cât timp anticipezi tu, dacă poți să zici treaba asta? Că o să faci un în milion. Ritmul care mă țin, o să se șteargă YouTube-ul. Dar dacă depun munca necesară, adică... O să se șteargă YouTube-ul dacă continui tot așa. Dacă eu continui în momentul de față, cum este. O lălăi, pe românești. Dar dacă ar fi să mă pun exact, știu ce trebuie să fac, mi-am notat clipurile, știu ce prind, știu la oamenii mei. Ok. Și cred că 2 ani aș da, maxim. 2 ani? Maxim. Se pare mult. Gândește-te că cresc cu 1000 pe lună. Mă. De asta zic, am avut... Și 1000 pe zi. Eu... Exact. Am avut din 2018, la mine a fost stop. Și o să dureze ceva timp până urnești iar asta din loc. Da. Crezi că YouTube o să fie prieten sau dușman? Știi că să eu YouTube gânde... e prieten cu numerele. Dacă tu îi dai numere, el ți-e prieten. Da?
Știi că mulți au impresia asta, mă, nu mă promovez YouTube, din cauza la YouTube, eu nu cred că eu fac totul bine, dar YouTube e, bă. Am fost pe mentalitatea asta fost? În perioadă, da, chiar am fost. Eu am fost, dar știi cum am fost? Cu semn de întrebare. Eu așa am crescut. Eu la un moment dat s-a evit o chestie de asta în care am făcut, nu știu, 100 de abonați în 3 luni. Și am zis, bă, what the fuck? Ce asta? Mi se pare normal? Nu. Și am zis, bă, trebuie să fac ceva. Și am făcut ceva. Am început un research de piață. Am research, tată. M-am documentat tot ce înseamnă tot algoritm, toată aia, toată aia, tot. Și ce e pana? Deci am făcut research-ul ăsta de algoritm, că poți să-l înțelegi, că mai poți să găsești chestii dacă ești la început newbie, știi? Nu-ți dai seama, bă, uite, mă ajută chestia aia. Tu ai impresia că îți fac conte, da. Bă, da, că fac clipuri. Și am făcut un research și am văzut ce merge și mi-am dat seama, gen, bă, stai un pic, că ar trebui să-mi dau un boost singur. Și am făcut, mi-am notat niște pași, am urmat pașii aia și au dat roade. Și de la 100 de abonați în 3 luni, am ajuns la 2000 pe zi. Odată, știi? Bine, în general dacă fac doar clipurile pe care le am acum, bine, și nu o să mai dureze treaba asta mult, o știu, adică nu zic sub formă de flex, e sub formă de rod al muncii mele. Am ajuns la 1000 pe zi, dacă nu sunt live, nu fac nimic. Dacă fac și live și e și ziua cu live și normal, 2000. Gen, pentru că se strânge 1000 după zi care se abonau oricum oamenii că mă descopereau. Și 1000 pentru că live-ul intră foarte mult la recomandate și astea. Am avut ultima lună recomandate, nu știu dacă ești cu statisticile. Nu prea m-am mai uitat, da. Pentru că nu au mai fost nici 36 de milioane jumate de recomandare. Wow. La recomandări. Și super bine. Este. Dar mai am o următoare problemă, că asta înseamnă să evoluezi. Ok, am 36 de milioane de recomandări, dar totuși am 200.000 de oameni, 240.000 care s-au abonat la mine, știi? E ceva. Și atunci aveți pe ce lucrezi. Păi, da, de ce nu se abonează oamenii la mine? Sau cum vrei tu să o iei, că de-aia faci gestăciu, să crești, să evoluezi. Păi bine, păi poate că nu-i place de mine. Ok, e o parte de om, o parte din oameni care nu te apreciază sau nu vrea să te urmărească. A intrat pe clipul tău, a văzut ce nu e ok. O altă parte care zice, păi da, dar poate că nu ești clickable. YouTube-ul te arată, dar tu oamenii nu dau click. Contează, ce mi se pare contează cel mai mult, titlul și imagine. Da. Apoi. Și asta zic. Și acolo lucrezi, acolo și să lucrezi la thumbnail, bă, schimbă thumbnail-ul dacă nu. Bun, schimbă titlul. Da? Și gen, acolo îți dai seama, dar uite, vezi, oamenii nu gândesc pașii ăștia. Lasă, m-a făcut ăla. Uite, cea mai mare chestie care m-a deranjat în ultimul timp. Deci eu am avut lunile alea și, bă, am zis, bă, am muncit și la o temă, că a venit, culeg și-o roadele, știi, uite, cresc și mi-e bine. Și am vorbit cu un om, mă, și mi-a zis ăla. Păi da, dar tu ai crescut din cauza lui unui om. Omul ăla care era mic, mai mic ca mine și care s-a oprit după, adică m-a durat maxim 2 luni cât el a stat atunci forță. A fost un om pe val. Și mi-a zis, uite că tu ai crescut din cauza lui ăla, că ăla a fost boost. Bă, pe bune. Într-o parte, eu nu aș privi eu ca ceva rău, uite cum ai zis-o, că bă, ok, e ceva normal. M-a deranjat. Ce, cum mi-a zis-o? Aici e o chestie de ego-ul tău. Da, corect. Da, înțeleg. M-a deranjat. Dar, cum vezi tu, uite, eu am zis eu părerea mea, cum vezi tu că merge treaba asta? Ce ar trebui să facă un om ca să crească? Să vină cu idei, nu neapărat unice. Asta e întrebarea mea de final, scuze-mă că te întrerup. Așa vreau să termin eu și cu tine. Să sperăm că terminăm amândoi. Fii atent aici. Avem în fața noastră un om care el a început pe YouTube. Da? Dar el a început, nu o face. Dar el știe cu ce să mănâncă YouTube, adică urmărește. Vrea să apuce de YouTube, da? Uite de la el și de niște sfaturi. Ce trebuie să facă cel mai important, în opinia ta, omul care se uită la tine și vrea să facă YouTube, să apuce de YouTube? Acum mă întrebi ce ar trebui să facă să crească? Sau nu vrea să facă, e frică, nu știu. A, ok, are rețineri. Da, ce îl sfătuiești să facă tu pe el? Depinde acum cum vine reținerea verbală sau pur și simplu blocaj la ți-asta, te blochezi tu.
ideea e mereu am sfătuit sunt multe, oamenii. Da, sunt multe chestii care îl fac să, nu știu, mereu e rușine, nu știu ce părere are lumea despre el, poate că nu să fie bun la, la a face YouTube, dar multe chestii. Nu, încurajează-l să facă YouTube. Eu am mers mereu pe ideea și pe sfatul de fă ce-ți place și chiar dacă primul clip nu-ți iese bine, nici al doilea, nici al treilea, nimeni nu, nu începi profesionist. Da, corect. Prin muncă. Și așa îți dai și drumul. Uite cum, ai văzut cum eram la începutul podcastului, da. Eram așa puțin mai reținut și mi-am dat drumul cu timp. Ok. Bine, da, o să vede. Și tu? Și voi, eu mai greu. Și eu eram la 15 minute. Ideea e să vrei. Super, să vrei, da. Și să menții, indiferent, nu contează ce zic alții. Dacă tu te simți că e ceva bine în chestia aia, fă-o. Super. Băi, Marian, vreau să zic o chestie care nu știu cum ți se pare ție, nu știu cum o iei, o iei, o duci la Cernavodă, o rămâi cu ea în cap, dar vreau să-mi dai la un moment dat un răspuns, nu acum. De ce mă fascinezi? Eu să răspund la această întrebare? Da, da, deci vreau să-mi răspunzi tu la întrebarea asta, dar nu acum. Pe lung, așa, când... Când mai pune tu cap odată, ai tu chef. Mi-ai spart creierul, sunt foarte curios acum, de ce te fascinezi? Nu știu, mă, ești foarte... Pozitiv. Nu doar pozitiv, ești foarte diferit față de toți oamenii pe care eu am cunoscut. Nu știu. Oarecum... Nu, că e... Merg pe ideea... Îmi place să fiu exact cum aș dori să fie alți oameni. Nu neapărat că aștept ceva în schimb, ci mama mi-a dat e, e chestia asta de energie. Oarecum știi să fie totul foarte plăcut. O armonie, sună deja telenovele, dar înțelegi ce... Nu reiese nici un minut că te-am chemat la podcast. Oricum a fost fan. Îmi pare rău că la început eram teleghidat așa, dar a fost și prima oară. Mi-am dorit chestia asta, ți-am zis. Și să ajung să chiar să fie wow. Ok. Nu știu când a trecut timpul ăsta așa de repede. Și vreau să vă mulțumesc vouă pentru că ne-ați urmărit și ați avut răbdare cu noi. Să ne scrieți în rubrica de comentarii pentru că contează foarte mult pentru noi. Chiar dacă e pozitiv, negativ, nu contează. Scrieți în rubrica de comentarii și vă dau și temă pentru care să scrieți. Întrebarea mea este, de ce mă fascinează pe mine Marian? Ia să vedem ce zic oamenii. Sunt curios. Îți place să scrii. Să scrie? Nu, îți place să scrii? O întrebare random. Mie? Da. Da. Și ție? Eram curios, da. Ah, ok. Să ne scrieți în rubrica de comentarii acolo ce părere aveți și despre podcast și de ce mă fascinează pe mine Marian. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit la această discuție șuietă, acest podcast, că l-ați urmărit în totalitate, că știu că ați rămas acolo. Nu uitați, ne găsiți pe Instagram la Conac Oficial și la Marian Trex cu 2 de X. Cu 2 de X, ca să nu fie 3, ca să fie legit, ok? În rubrica de... Bă, dar eu zic în rubrica de comentarii mereu, nu știu de ce, dar îmi place să zic în rubrica de descriere, da? O să scot cuvântul ăsta, rubrica de descriere. În descriere găsiți acolo toate linkurile către conturile noastre, YouTube la Marian, da, are acolo, nu, gen, o să le zic așa pe toate, TikTok ai? Da. Ai și TikTok? Mi-am făcut acum 3 zile. Ah, ok. Deci o să punem acolo în descriere linkul de la YouTube-ul lui Marian, TikTok-ul lui Marian și Instagram-ul lui Marian. Și mărci ai? Nu. Nu ai, o să ai. Să sperăm. Ne găsiți acolo pe toate platformele. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Eu am fost Conacu, el a fost Marian și îți mulțumesc mult că ai venit la acest podcast. Sper că v-a plăcut. Vă pupă, frate. Ne vedem la următorul episod. Ciao.